Domnule secretar de stat, garda de onoare, constituită în cinstea sosirii dumneavoastră, vă prezint onorul. Sunt comandantul gărzii, comisar șef Anisoiu. Elevii promoției noiembrie 2023 sunt gata pentru începerea ceremonialului depunerii jurământului militar. Sunt direct de la JUM, comisar șef de poliția Gheață. Sunteți promoția celei de-a 55 aniversări a școlii. Despre acest lucru aș vrea să vă spun câteva cuvinte, pentru că este foarte greu ca într-un timp scurt să trecem în revistă istoria școlii. Școala, după cum știți, a fost înființată, data pe care o considerăm înființarea școlii, 1 februarie 1968, sub denumirea de Școală de Perfecționare a Cadrelor de Miliție, Poliție, cum zicea atunci. Cursuri de 6 luni de perfecționare pentru cadrele de poliție. Aceste cursuri s-au desfășurat până în anul 1973, când s-a schimbat și denumirea școlii. Și s-a trecut la cursuri de 2 ani, școală de pregătire a cadrelor de poliție. Aceste cursuri au durat până ziua de astăzi și sper să dureze încă mulți ani mai ce ani. De-a lungul timpului, școala a pregătit cadre pentru toate structurile din Ministerul de Interior, cele care erau la timpul potrivit. Au fost perioade mai dificile, perioade mai plăcute, dar datorită cadrelor școlii, a tinereților, a condițiilor care au fost create de-a lungul anilor în școală, școala a progresat foarte mult și astăzi arată foarte bine. Nu există termen de comparație între ce era la 1 februarie 1968 și ceea ce este astăzi, cum arată școala, cu dotările ei deosebite actuale la zi,
cu tehnologie și cu proceduri adecvate necesităților muncii de poliție. Este foarte adevărat că o bună parte din cei care au început activitatea în februarie 1968 nu mai sunt printre noi, dar asta este sensul vieții și firul vieții noastre. Vreau să vă mai spun că școala a primit denumirea de școală de agenții Vasile Lască Câmpina la 1 februarie 1993, cu ocazia celei de-a 25 aniversări a înființării școlii. Patronul spiritual al școlii a fost ministrul de interne, imediat după primul război mondial, un om deosebit care a pus bazele învățământului polițienesc. Și bineînțeles că prin legea de organizare a poliției statale s-a insistat foarte mult pe pregătirea cadrelor, ceea ce este valabil și în ziua de astăzi. Pentru că fără o pregătire deosebită, continuă, așa nu putem să ne facem treburile acolo unde suntem puși la locul de muncă. Vreau să vă recomand, așa, câte sfaturi sunt căsături, să vă recomand să vă pregătiți în continuu, să nu vă mulțumiți cu ce aveți în școală, pentru că în perioada de școlarizare ați trecut prin primele litere ale abecedarului muncii de poliție. Și dacă ne gândim așa la o scară de la 1 la 10, abia peste 5-6 ani ajungeți la nivelul de 7-8 în cunoașterea procedurilor, a metodelor, a practicilor pe care trebuie să le aplicați în viața de zi cu zi. Vreau să vă spun că de absolvenții școli foarte mulți au făcut studii universitare, au ajuns ofițeri, șefi de unități, șefi de inspectorate de poliție și aș vrea să vă dau, de exemplu, a șefului de promoție din 1997, pardon, 1977, cu care m-am întâlnit nu de mult cu ocazia acordării gradului de general de brigadă în rezervă. Ceea ce înseamnă că în buzunarul fiecare dintre dumneavoastră se găsesc steluțele de comisar șef sau de ce nu de chestii. Domnule secretar de stat, vreau să-mi permiteți ca numele colegilor mei, rezerviști care au lucrat în școală, să dorim școlii la mulți ani, cadrelor școlii, succes în activitate la mulți ani și elevilor de asemenea succes la învățătură și să ne vedem cu toții sănătoși. Vă mulțumesc! Dragi părinți și elevi, suntem în anul sărbătorirea 55 de ani de existență în domeniul pregătirii inițiale pentru profesia de polițist. Experiența acumulată, progresele înregistrate, atât în domeniul pregătirii didactice, cât și în domeniul logistic, numărul mare de elevi care au trecut pragul acestei instituții, demonstrează că școala de agenți de poliție Vasile Lască Câmpina este o structură importantă a poliției române, ce se construiește și se păstrează prin efortul individual al fiecărui angajat și elev. Pentru depunerea jurământului militar, elev, rostiți după mine! Eu, elevul! Eu, elevul! Jur! Jur! Credință patriei mele! Credință patriei mele! România! România! Jur! Jur! Să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Jur! Jur! Să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare! Să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare!
Așa să ne ajute Dumnezeu! Așa să ne ajute Dumnezeu! Am onoarea de a prezenta mesajul Ministrului Afacerilor Interne, domnul Lucian Nicolae Dor. Domnule inspector general, domnule prefect, stimați profesori, stimați părinți, dragi elevi. Ceremonia de astăzi este despre reușită și emoție, un moment fără egal în viața fiecăruia dintre dumneavoastră, o nouă generație de viitori polițiști. Știu că drumul până în acest moment a fost unul plin de stagnare. Sunt conștient de efortul pe care l-ați depus, dar și de rolul pe care familia l-a avut pentru a realiza această performanță. Prezența dumneavoastră astăzi, în cadrul acestei ceremonii, la ceas de promisiune solemnă, vă dă startul procesului de investire, o responsabilitate uriașă față de cetățeni, aceea de a-i proteja, de a le asigura un mediu sigur de viață. Angajamentul pe care vi l-ați asumat astăzi, față de țară, Constituție și cetățean, reprezintă cel mai profund legământ. Rolul agentului de poliție este deosebit de important în sistemul de ordine și siguranță publică. Dumneavoastră veți fi factorul activ din teren, prima prezență de la fața locului, receptorul tuturor informațiilor din prima linie. Reprezentați instituția în fața societății, în orice împrejurare și în orice situație. Prin conduita dumneavoastră și limbajul abordat, prin modul profesionist de gestionare a cazurilor, veți construi încredere, veți câștiga respect și veți crea imaginea instituțională. Purtați cu demnitate uniforma, conștienți că autoritatea acestea depinde în mod direct de valoarea omului care o îmbracă. Doar așa veți respecta promisiunea făcută astăzi. Vă cer să asimilați și să integrați cât mai mult din conștiințele celor care vă sunt îndrumători și profesori. În același timp, le cer cadrelor didactice să fie implicate total în pregătirea dumneavoastră, să fie mai mult decât o sursă de informații, să devină promotori și mentori în procesul de educație. Omul care a ales această meserie poartă răspunderea apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, indiferent de contextul la care se află, indiferent de oră sau de loc. Aveți din partea Ministrului Afacerilor Interne toată aprecierea și susținerea. În nume personal, vă transmit aprecierea pentru alegerea de a deveni polițist și vă cer să fiți corecți și ambițioși. Dragi elevi, cu prilejul de punere în jurământul militar, vă felicit și vă doresc mult succes în continuare. Detașamentul numărul 2, condus de inspector principal Stanciu Ionuț. Detașamentul numărul 4, condus de comisar șef.
să conduc inspector principal, domnul Alin. Detașamentul numărul 23, condus de inspector principal, Victorescu.
conduc de inspector principal, Toma Mihai. Detașamentul numărul 31, condus de comisar șef Enache Costel. Thank you.
Thank you.